Au, salutare, amici mei, bine v-am regăsit la un nou episod de Forza Horizon. Cam repede, amice, stai mă puțin, ce faci? Amice, lasă-mă în pace să-mi fac intro-ul, nenorocitule care ești. Salutare, băieți, bine v-am regăsit la un nou episod de Forza Horizon 15 cu amicul. Amice, tu știai că eu cam trăiesc în viitor? Cum adică? Amice, eu am Forza Horizon 15. Da? Da. Auzi, amice, dar sper că schimbați mașina. Da, amice, îți dai seama cum o schimbai. Uite ce mașină frumoasă am. Da, ce mami cu primul și e că, e că cel puțin 50.000 de oameni se uită la mine și furio vizualizare. Da, băieții, astăzi era bine. O să facem, fiți atenți, atenție mare, între timp iau și eu acest fast travel. Nu, amice, nu. O să facem în felul următor. Amice, ne luăm mașinile pe care ni le-am ales noi atunci la început, amice, când ne-a pus-o să ne alegem o mașină din aia puternică și forțoasă. Nu. Da, amice, și știi ce facem, amice? Nu. Facem The Colossus, amice, că data trecută am făcut cam The Goliath și... A-a. A-a. Amice, se repetă oare strategia? S-ar putea să se repete. Nu știu ce să zic. Cred că s-ar putea să îți cam bag eu ție cioaca. Nu, amice, nu vorbi așa urât. Băieții, data trecută eu pe episodul amicului i-am dat DNF și el pe episodul meu m-a bătut. Deci, să vedem. Amice, acum s-ar putea cam să-ți dau eu DNF și tu pe episodul tău să cam mă bați. Sau invers. De ce mașină mi-au? Sau cum vine asta? A? Amice, ți-ai prima mașină pe care ai luat-o tu din... Știi că te-a pus să alegi între... Da. Nici nu mai știu ce... Aha, ți-o iei pe aia și cu aia concurăm. Și am luat la... AMG-1-ul ăla, da? Nu ăla. Nu cam cred că l-ai luat pe ăla, amice. Nu cam cred. Băieții, eu știu că am luat ăsta. Da, pe ăsta l-am luat. Ar trebui să fie deja tunat. Ar trebui să aibă toate cele. Și să vedem cu ocazia asta dacă într-adevăr ce am spus data trecută este adevărat. Și anume că e bun, mai bun pe Colossus decât... Da, uitasem cum este oprească un prost în Forza. Uitasem. Da, haide să vedem, să vedem la Bă, mi se pare că i-a schimbat aici Final Drive-ul, că mi-a zis mulți. Bă, no, să bă, bă, iar faci ăștia. Amice, trebuie să vezi că Forza asta e mult mai diferită față de aia cu Final Drive-urile. Dar oricum aici să știi că nu prea mă avantajează, că e Colossus-ul. Vrei să nu-l schimbi, amice? No. Zi! Vrei să nu-l schimbi, da? Bine, amice, hai că nu-l schimb pentru tine. Băieții, o schimbăm după, că nu vrea amicul să mă lase. Dar vezi că nici tu nu ai voie. Bă, dar cum dădeam reset, gen? Că nu mai știu, amice, după la cât e. Bă, amice. Nu. No. La cât e ierea asta? Că nu știu cum îi dau restart, gen. Vezi că e acolo un buton care zice că să te duci pe default. Nu-mi zice așa ceva, să mă bă picioare în el. Ia. Gearing, uite, nu-mi zice, amice. Setup manager, na. A, nu e ăsta. Mă zice, băule. Da, pe la setup manager. A, reset default tuning session. A, gata, bă. Da, amice, mi-l făcu. Dar sper că nu mi gen îmi lasă ăsta, nu? Tuningul la mașină, gen. Ia, cars. Ce? Da, bă, mi-l lasă. Ok. Bine, amice. Dar vezi că nici tu n-ai voie. Băgăm cu amice. Nu, amice, nu. Amice. Deci ia să vedem dacă am avut dreptate. Tu ești gazda, tu trebuie să fii un domn cu mine. Amice, eu sunt cam un domn, dar și tu trebuie să fii tot domn. Mă duc la Colossus, amice. Bă, da, nu se cam duce în scor deloc asta, bă. Sper că îl bat pe amicul astăzi. Că dacă nu-l bat pe amicul astăzi, înseamnă că el e cam mai bun ca mine, nu? Sau bine, poate îl bat pe episodul lui de rahat. Iartă-mă, amice, cam îmi cere tare, am vorbit foarte mult cu tine. Nici nu știu dacă pot să mă mai ierzi vreodată. Vreodată? Da, amice. Vezi că eu făcui cursa, bă! Bă, ce faci, ești prost așa când termine mașina? Alea, ce handicapat ești? Hai, amice, ce faci? Da, te aud. Amice... Nu, tu ești prost, bă. Amice, ești handicapat. Amice, mă auzi? Nu, că nu mor. Amice, glumești, sper, da? Ce am făcut, amice? Ce copiat? Pe bune? Bă, lasă, frate. Amice, cum? E corect? Mi se pare corect. Așa scor mic. Nu știu, amice, dar cred că e... A, pă lasă, te schimb motorul, bă, că e proastă. Cum adică, amice, să schimb motorul? Niciodată. Ia uite ce te duci, amice! Mamă, amice, ce nebun ești! Aoleu! O cam pierdusem un pic. Mamă, luai tot zidul, amice! Băieții, hai să vedem ce poate... Aha, am top speed. La cât?
La 308, nu știu cât eu. Ce 300? Ești nebun? Păi am la 280. Vezi, amice, nu frusești cu de-alea. Păi n-are treaba asta, amice, dar păi, oricum e jalnică mașina. Cum, amice, e jalnică? Ce-i? Da, 280, tot fi. Pe bune? Jur. Măcar îți merge bine, ți se ține bine, ți se face? Nu. Jură-te. E o mașină banală. Bă, eu voiam, dar nu mă lăsa amicul, bă, voiam să văd cum face cu ălălalt. Uite, bă, ce frumoasă e! Bă, amice, ți-am zis eu că pe Colossus mașina asta e cam bombiță. Tu nu prea mai crezut atunci. Tu ai zis că ce? Că sălbatic prost. Bă, nu prea e dreaptă cam cursa asta. A, ta fu dreaptă? Păi că a fost ră mașini de același cor, da? Păi nu prea fură de același cor, ideea e că tu schimbași Final Drive, amice. Ar fi trebuit să fie de același cor, dar nu prea mai erau. Amice, luam cu 20 de kilometri în plus. Amice, 20 de kilometri în plus, ești nebun? Păi cu și 20 de kilometri... Și decât odată atinsă-i. Hai, lasă, ba, aoleu, mă atacă iar microfonul, ba. Lasă, amice, stai că nu pot să... Nu puteam să schimb viteza de la microfon. Bă, ce are, bă, microfonul, amice? Stai că nu pot să iau curbele de el. Dă-te, mă, mai așa, băi, sărane, gata, băieți. Sper că e mai bine acum. Da, nu, îmi iau pe DNF moare. Amice, asta e, apropo, băieții, vreau să vă... Dacă nu știi să faci tu episoade... Cum adică, amice? Dacă știu și eu cât scor are, păi dacă nu te grăbeai... Păi de unde să știu eu cât... Ce scor are, eu am crezut că... Le potriveam sau îi schimbam și eu, păi motorul, măcar. Amice, că nu e scor diferența atât de mare. Nu, e de cât de 40. E de 30 și ceva, nu mânca căcat, 35 și 37. Bă, amice, eu sincer să zic că am crezut că sunt destul de echilibrate, că gen te punea să le alegi la început, știi? Da, iau te echilibrate. Păi, eu consider că e destul de echilibrat, jocul a zis că sunt echilibrate, frate. Îmi pare rău, amice. Hai, tata, hai! A, pe Colossus e altă viață, amice. Păi pe Colossus nu mai ai problema cu top speed-ul, pentru că nu prea ți-l atinge, ești nebun. Că nu prea ai unde. Ba, eu l-ating și aici, asta nici. Ba, l-ating și eu, dar are ori, adică gen pe drumurile ăștia un pic mai drepte. Opa, ușor, 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 las-o. Acum, hai. Ușurel așa, să nu-i dăm din prima, băieți. Apropo, ce voiam, amice, să le explic. Bă, că ne-ați făcut și ne-ați înjurat și ne-ați făcut proști în comentarii că logic, că... Logic, iauzi. Logic că nu se duce mașina în mai mult, că e limitată de cutie și noi nu-i dăm mai multe trepte. Nu e adevărat. N-are treabă. O să-ți împartă exact același top speed, doar că pe mai multe trepte. Atât. Asta e singura diferență. Așa am crezut și eu inițial. Cu câte mai multe trepte, mi se pare că te ajută mai mult la drift sau la off. Da, probabil. Nu știu pentru ce anume folosește mai degrabă. Ideea este că așa am crezut și eu inițial, doar că nu. Am și testat, nu e să zici că vorbesc doar că așa credem noi. Nu te ajută absolut deloc la top speed. E exact același top speed, doar că pe mai multe trepte. Și din potrivă chiar te încurcă, pentru că pe primele trepte o să trebuia să le dai pam, pam, pam. Pentru că sunt și destul de... Așa am dat eu, păi n-am dat eu pe la AMG One și m-a așteptat toți în comentarii că de ce i-am pus pe la cutia cu 10 trepte. Ia uite, pe aici îi dau top speed, n-am ce să fac. Că e drept. Bă, dar eu știi ce observ, amice? Că ești tryharder în buții, da, și eu. Nu, amice, că chiar nu... Eu de unde să știu că jaful al tău de mașină are atât de puțin scor. Dar bine, că oricum, la ce diferență mică de scor e, amice, eu nu prea te mai văd pe hartă. A, uite, acum te văd. Da, te 40 că... diferență mică, ești prost? Da, amice, e 36 și ceva de genul ăsta. Tu cât avusăși? Avusăși 900 și ceva, eu avusăși 940 și ceva, nu? Da, ca 40 să zic. Mamă, dădui în bordură! Bă, ești nebun ce-mi zbură? Ba, amice, nu sunt, eu nu sunt nenorocit ca tine să nu recunosc că am mașina mai bună. Că tu așa faci de obicei. Mai bună? Ba, ești un nenorocit că e mult mai bună. Nu e mult mai bună, e mai bună mașina, dar nu e să zici că scorul e exagerat. N-am șanse, n-am șanse. Păi n-ai șanse că oricum sunt șoferul mai bun, dar... Nu că ești mai bun. Ba, sunt, amice, dacă... sunt. Dar dacă ai fi condus mai prost, poate că da, aș fi avut șanse, dar în condusul de față n-am... A, deci recunoști că conduc bine. Mulțumesc, amice. Da, pe la când ne-am jucat, pe la Forza ar fi și... Aaa, deci o dai cu sentimentalisme de ăștia, cu... La când ne-am jucat Forza, că... Pe la când te joci pe la Forza ar fi și glumea să... Nu mă joc, amice, Forza.
No, nu, ești cam praf, amice, pe lângă mine ești cam... What the fuck? Amice, pe... Dar pe Goliath sunt cam jupân. Amice, ești jupân pe Goliath că ai prins numai mașini, ok? Ești de bun? A, și, și tu aici nu ai prins. Data ai trecută? Păi da, stai un pic, că înseamnă că și eu sunt jupân pe Colossus, nu? Păi cum nu sunt? Norocos. Deci stai un pic. Tu ai prins mașina mai bună, deci ești bun. Eu am prins mașina mai bună aici, deci sunt... Cum îi zice? Sunt norocos, a? Bă, amice, lasă-o, bă. Că mai... Mai minte omul, da, mai fură și pui. Ești nenorocit, amice. Amice, tu ești cam un mare nenorocit, să știi și tu. Aoleu. Prea multă viteză. Băi! Ce nu-mi place la asta sunt curbele la 90 de grade, atât. În rest e super mașină. În general, în faza asta sunt foarte proste pe curbele la 90. Bă, știi care e chestia? Că sunt stabile, amice, și nu ia curba, efectiv. La 90 de grade, mă refer. Oreliu! Era s-o cam mierile. Cred că dacă o lăsam eu spate, s-a nebunesc că de după ce am ucit. Nu, mă, făceai nici, stai tu niște. Amice, tu cred că deja ai 30 de secunde în spate. Cred că mai. Sunt la 40% eu. Eu sunt la 45. Bă, bine că și eu, stai liniștit că mai... Păi dacă îmi faci timpul sunt mai mult, cred. No, nu știu ce să zic, nu știu. Bă, dar chiar că stai că acum e cursa mare. Tâmpiților. Ia băieții să-mi spuneți cât făcu eu de la 40% la 45% gen. Să vedem cam cât timp are amic. Da, că lumea n-are altceva mai bun decât de făcut. Stai seama, un YouTuber de mâna a doua care fură thumbnail-uri. Unde fur bă thumbnail-uri, nenorocitule? Lasă, că urmează clipul ăla în care le acționez pe la thumbnail-uri tale. Dar așa să le mai strângi tu acolo. Amice, vezi că în ultimul timp chiar nu am mai furat thumbnail-uri deloc. Și dacă și nu le fur... înainte nu le furam, dar le făceam prost sau luam din folderul lui. Nu, le, le furai. Păi nu le furam, nu. Amice! Bă, te bat! Când am furat, amice, am furat câteva maxim. Și gen mai adăugam eu oricum furat ceva la ele. Dar nu înseamnă neapărat luat de la alt YouTuber, ci vezi că mai sunt și alții. De, că, de exemplu, când te-ai jucat Forza Horizon 5, așa. Primul tău tunnel, l-ai făcut tu, da? Așa. Păi l-ai făcut sau nu? Da, cred că da, nu mă țin minte. Bă, primul episod. Așa. De Forza 5, tunnelul ăla, de unde e? Care, mă? Tunnelul de l-ai pus la video, la primul tău video cu Forza 5. Mi l-a făcut ăla, dacă nu mă înșel. Bă! Da, mă, ce-i? Nu, spun eu. El este coperta jocului, boule. Bă, prostule, ăla n-a fost primul meu clip de Forza Horizon. 5! Ăla a fost altceva! Le-am explicat eu nu știu ce, ăla n-a fost primul meu clip, ești prost? Și în primul ai pus. Nu, păi da, stai un pic, acolo a fost, a luat-o ăla mașina, dar a pus-o probabil. Bine, ok, păi și în clipul ăla. Așa. De unde-i thumbnail-ul ăla? Ia zici. E care poza e... de la ăsta, cum poți tu să-mi spui mie că e furată dacă e coperta de la joc, ești nebun? Păi ai făcut-o tu! Păi nu am făcut eu coperta, ești nebun, înseamnă că și tu dacă iei o poză din joc, înseamnă că furi un thumbnail, ești nebun, că jocul l-ai făcut măcar tu. Dar cel puțin, să fi scris și tu acolo ceva, nimic. Ești un hoț împuțit și ordinar, să știi. Bă, dacă iei o poză dintr-un joc, înseamnă că ai furat jocul sau ce? Așa, Vici, așa. Carburile ale tale bune, te le faci seara, clacurile seara. Așa, păi ele-s furate, pozele cu mine-s furate ale dracului, ia zi. M-am furat de la mama și de la tata. Dar vreau să știu care este, cum să ție, mediul de preparare sau nu să spun. Modul de concepere ale celui thumbnail. E destul de complex, să știi. Ia amice, care, ia. Nu mă mai lua cu thumbnail-urile, că în ultimul timp chiar am făcut cel, adică gen cam unul pe zi, l-am făcut gen bine, l-am dat să-l facă. Și la ăla de seară, în mare parte, nu prea am ce să le, îl pun să facă, că dacă aveam, îl puneam. Că dacă clipă-i tu, hai, bă. Păi nu e adevărat, că nu, chiar n-am mai pus clipă-i. A, nu? Nu. A avut chiar mare legătură cu joc, aș putea spune. Da? Da. Păi, amice, bă, ești nenorocit care nu recunoaște. Mă, ce să recunosc? Dar ia zi tu la oameni. Ia zi. De ce furi thumbnail-uri de la legumă? Bă, dar alea nu sunt thumbnail-uri furate, sunt poze. Bă,
Ba nu, vezi că unele sunt thumbnail-urile lui. Păi nu, stai un pic, amice, nu, el acolo nu-și ține thumbnail-urile, el își ținea poze, gen. Păi și de ce îi dai furat? Păi stai, mă, că sunt poze cu tine, poze cu el, nu sunt thumbnail-urile făcute, ești nebun? Păi și, păi și de ce nu faci un thumbnail? Și păi uite, de exemplu, aia? Să... Păi ce, de ce nu fac? Păi asta fac. Păi nu, păi asta zic, păi dar de ce nu faci un thumbnail și pui poza aia? Zici și mie, de ce? Pentru cumva că... de leneș? Nu, amice, nu. Unul la mână nu mă pricep. Nu, chiar nu. Adică nu mă pricep. Eu în mintea mea am ceva idei, dar nu știu să le pun... Aoleu. Mamă, ce vreau să mă fac rău. Dar nu știu să le pun în... să le pun în practică. Mor pe ăla cu televizorul. Dar ce are, băi? Îți dai seama, bă, dar... Zici că cine știe, bă, ce am făcut eu? Bă, nu, amice, dar am venit într-una minte... Fix cum l-ai făcut, adică știu exact cum l-ai făcut. Ia zi, amice, cam cum l-am făcut. Păi, ai... pornit OBS-ul. Așa. Ai apăsat filmare. Așa. Te-ai dus aici, luat-te în brațe. Așa. L-ai pus înapoi, ai dat filmare, ai făcut screenshot și ăla a făcut amirul. Greșit. Am intrat pe cameră, i-am pus 5 secunde la ăla, a luat televizorul în brațe și ăla a făcut poză. Vezi că ești prost. Nu l-am pus mai mult, gata. Vezi că ești prost. Nu mai pot. Păi e altceva, ești de bun. Bă, lasă-mă să mă joc. E altceva, aoleu. Da, e topa. Amice, îți zis, ei, de exemplu, era o poză de-mi plăcea mie cu tine, cu fața aia ta de prost. Și am intrat și am găsit clipul, gen, și am făcut poză. Da? Mi-ai luat că tot stai un pic, cum să-l găsesc? Mi-au zis copiii care clip e. Așa. Și tu mi-ai zis că, a, că iar intrai, nici măcar n-avea, că am, că am căutat-o, nu avea poza aia în folder. Vezi? Cum, păi și restul de poze. Bă, dar ce bă, păi dar am recunoscut, aveți că n-am mai aplicat la folderul legumă de vreo cel puțin o lună jumate. La ce modul cel mai serios, chiar n-am mai intrat. Și singurul, a bine, mare parte la ce mai făcut, mai făceam înainte era la asta, la Lucky Island. Cum îi zice, da? Din folderul legumă. Nu, amice, că-ți fac un video, deci băieți, în care le-au așa sub acuzare și îl trag pe el la răspundere. Deci pare prea amuzant. Amice, ești un ipocrit. Da, acolo când făceam cu fasmofobia și te-ai luat după mine, de nenorocit ce ești, atunci alea, era bine. Alea, cred că cele mai muncite, ce mă luam pe dar, ce mă luam pe dar acelea? Bă, dar câte tanuri ai pus, mă, tu, cu poze, așa poze pe dar cu mine? A, păi stai, bă, un pic, că eu am pus poze cu tine, tu n-ai pus poze cu mine. Tu mi-ai furat ideea. Păi, ce ai făcut tu? Tu m-ai furat ideea și ai luat-o ca fiind originală. Și tu pe mine. A, păi, și câte am făcut, 3 episoade? Care, bă, ești de bun, că puneam fasmofobia bine înainte, ia ai grijă tu. Bă, cât e bun. Păi bă, eu, cum îi zice, eu am recunoscut că am luat poze și așa mai departe. Tu nu recunoști. Tu le iei ca fiind ale tale. Da, nu am văzut, a făcut la prima oră ideea și am văzut și noi că merge clipul tu și nu. Deci cam mi-ai furat ideea. Și nu ai zis, bă, ia uite, bă, amice, ce bine, bă, că ai făcut tu asta, bă, că dacă nu, nu merge. Bă, da, ți-am zis, dar... Bă, mincinosule care ești! Bă, de ce mi-ți? Că inițial când... Inițial, taci din gură, că ți-mi mi-aduseai aminte. Inițial când ai văzut aia, ai început tu, că iar începu amicul cu tamenurile lui de căcat și nu știu ce. Opa, când a văzut că a făcut 80.000 clipul, a, perțică data viitoare, așa speriat! Pișea mai pe tine de nenorocit. Ce bă, adică, patule, ce faci? Pa, așa ai făcut, că mi-a dus aia cu aminte. Ia uite, bă, ce mă supărai. S-a mort. A? Nu, pe bune, asta chiar asta e, așa e. Băi. A. Când facem pe la clipul ăla? Amice, bine, dar facem pe ultima lună, bine? A? Dacă facem pe ultima lună, e bine. Păi, mie că iese clipul, prea scurt. Păi, nu, nu-ți iese deloc, amice. E, nu-mi iese deloc. Nu ți iese, amice. Că gen nu, ăștia chiar n-au mai fost gen furate, că tu zici furate. Furate, bă, nu ai ce să... Furate înseamnă așa, ori luate de pe Google. Așa. Ori poze cu mine și cu ăla, doar cu noi, așa, la vrăjeală. Da, n-am mai pus de 2 luni de zile, ești nebun? Ba! Păi, la mă, asta și ce dacă ai pus? Mă, și dacă ai pus? E, bine.
Aoleu! Mamă! Amice, la cât la sută ești așa de curiozitate? Foarte spate. Zi așa de curiozitate. Nu zic. Zi, 90% ai? Nu. No. Jură-te. Nu pot, amice, e proastă. Hai bă, lasă, amice, zi la cât ești la sută că te omor. 83! Amice, nu e stabilă, nu amice, poate. Amice, dacă fac un calcul matematic din 15 minute 20 cât îmi ieși mie, 20, nu, hai să nu zic 20, ba, hai să calculez cu 20%. Atunci, înseamnă, să-i vreo un minut, că amice, a plecat. Amice, 16%, sunt cel puțin 2 minute și ceva, amice, cel puțin. Amice, nu spune tu mie că 40 scor sau ia să vedem cât, aoleu, cât e clar. Ești prost! Amici! Îmi pică zonda aer, Pagani! Ești prost? Din spin, normal. Mă jur! Oh, bun! Zonda, zonda, bun, bun, mai ales că acum nu mai avem din alea, mă, cam bucur. Amici, ia să vedem cât scor aveai, ca să facem așa o... Ia vezi, ce scor aveai, că uite-ai. Bel! A? Ce scor aveai? Știu, 1, 2, nu știu. Minți. Atât aveam prostul. Aveai 900 și ceva. În orice caz, băieții... cum îi zice, l-am rupt pe Berce, că nu zic că n-am avut mașina mai bună și... Bă, nu exact! Cred. Amice! Ghici unde mă spawnă? Unde, amice? Pe casă! Bă, ești prost? Băieții, care e chestia? Ați văzut, bă, pe Colossus nici nu trebuie neapărat să-i modifici ăla, e superbă mașina. Dar v-am spus de atunci că mașina e bună, doar că nu e de gol aia. Asta e singura chestie. Dar bine, tot m-ați înjurat. În orice caz, cam asta o să fie, sper că v-a plăcut. Nu uitați cam de like și o să ne vedem data nu o să vă mai zgura, amice. Pa, pa.